Joi, de la ora 19, în cadrul stagiunii Colibri Actul 3, este programat spectacolul Stage Dogs, care îi readuce pe scena Teatrului Colibri pe actorii Marcel Iureș și Florin Piersic Junior. Joi, 31 ianuarie, la ora 19, scena Teatrului Colibri va primi din nou doi mari actori ai Teatrului Românesc. Este vorba despre Marcel Iureș și Florin Piersic Junior, în spectacolul Stage Dogs, o producție a Teatrului Act. A doua reprezentație a acestui spectacol, care se joacă cu casa închisă, pentru că cei care au văzut în stagiunea trecută acest spectacol își doresc să revadă, iar cei care n-au apucat bilete au făcut ceva eforturi să poată să achiziționeze biletele la același preț de 20 de lei. Deci joi seara, sala Teatrului Colibri va fi plină la ora 19 pentru a revedea Stage Dogs cu Marcel Iureș și Florin Piersic Junior. Parteneriatul Teatrului Colibri din Craiova cu Teatrul Act din București a început la finele anului 2014 sub genericul Colibri într-un act, primul spectacol fiind absolut după Ivan Turbincă de Ion Creangă cu Marcel Iureș în regia lui Alexandru Dabija.